sunt gunoaie cât vezi cu ochii și tomberoane pline de resturi neridicate cu orele. Mic, să veniți seara după ce se strâng șezlongurile să vedeți ce durere e. Venim la aerosol și ne îngrozim de ce vedem. A, deci astea au fost lăsate? Da, noi am venit după masă, mult după masă. Nu suntem fumători. Și am observat și noi că e foarte multă mizerie. Nu știu, așa sunt obișnuiți, doar în România aveți așa ceva, atâta multă mizerie. Ce credeți că e atâta mizerie? Nu știu. Din cauza comodității oamenilor, pentru că, uite, sunt aici tomberoanele și totuși oamenii nu pot să ajungă să le arunce. Așa se face că la ceas de seară plaja arată deplorabil. Întrebați de mizeria din jurul lor, turiștii dau vina unii pe alții. N-ar recunoaște nici în ruptul capului că se numără printre cei certați cu educația și bunul simț. De la atâta civilizație. De la atâta bun simț. Ține mult de noi, în primul rând. E o casă să se joace cea micuță în nisip, întâi fac ordine și după aia o lasă să se joace. S-a întâmplat de să găsiți atâta mizerie încât să nu se poată juca. Da. Și încât asta micuță a învățat și chiar îi aduce singurică. Multe. Cei mari nu prea știu sau nu vor să știe. Noi venim, strângem mizerie. Ei au bani să stea acolo, dar nu au bani să strângă și gunoiul. Proști crescuți. Administratorii plajelor spun că ei fac tot ce pot să mențină curățenia. Utilajele intră pe plaje după ora 21 și, mai mult decât atât, tomberoanele și coșurile de gunoi sunt golite periodic. Realitatea din teren se încăpățânează să ne demonstreze exact contrariul.